bun găsit, dragi prieteni ai cântecului popular românesc! Dragii mei, suntem în plină sărbătoare aici, la Curtea de Argeș. Sărbătorim o instituție foarte importantă pentru comunitate și anume Centrul de Cultură și Arte George Topârceanu. Centrul de Cultură și Arte George Topârceanu din municipiul Curtea de Argeș este un lăcaș de cultură cu tradiție ce organizează frecvent expoziții de fotografie, pictură și sculptură, seminarii și simpozioane, lansări de carte, spectacole de muzică corală, muzică ușoară, populară, spectacole de teatru, festivaluri naționale și internaționale. Totodată, foarte mulți copii și tineri învață să cânte la pian, orgă, acordeon, chitară, vocal, învață dansurile populare din toate zonele etnofolclorice ale țării, cu profesori renumiți și toate acestea pentru dumneavoastră. Aplauze! În acest sens, în această seară, sunteți cu toții martorii unui concert folcloric inedit, Dulcei Dragostea pe fân cosit, care cuprinde în desfășurarea sa cântece autentice aduse în scenă de artiști îndrăgiți ai României, ce sunt alături de noi toți, în mod necondiționat și cu toată dragostea, un concert folcloric organizat cu ocazia zilelor Centrului de Cultură și Artă George Topârceanu din Curtea de Argeș. Dragii mei, nu puteam să începem acest spectacol fără balada meșterului Manole. O invit în scenă alături de mine și, bineînțeles, pentru dumneavoastră, pe Polina Gheorghe. Polina Gheorghe este interpret de muzică populară, dar și realizator de emisiuni folclorice la Radio București. Polina Gheorghe iubește cântecul autentic din vatra satului. Polina Gheorghe aduce de fiecare dată în fața dumneavoastră un repertoriu ales, un repertoriu autentic, un repertoriu la care a muncit, să știți, ani de zile, dar și acest port popular care face cinste în primul rând interpretului Polinei Gheorghe, dar face cinste în al doilea rând comunei Râca, de unde vine, și în al treilea rând face cinste Argeșului și, a zice eu, și în al patrulea rând României. Polina, bine ai venit în spectacolul nostru! Bine v-am găsit! Întotdeauna cântecul meu a răsărit din jarul sufletesc al neamului nostru, chiar dacă traversăm și vremuri în care cultura se vrea cenușăreasa țării, totuși eu am încredere că ceea ce este frumos și cu demnitate va rămâne la sufletul oamenilor de cultură ai țării mele. Vă mulțumesc! Eu sunt din sudul Argeșului, vă iubesc prin cântecele mele. Am venit cu mari emoții și cu multă dragoste. Polina, mulțumesc. Am o întrebare la tine. Cum de te-ai gândit să imprimi această baladă, ținând cont că este foarte greu de interpretat? Este într-adevăr foarte frumoasă, dar foarte greu de interpretat. Eu sunt omul pentru balade, pentru doine. Nu mi-a fost niciodată greu, mi-au fost la suflet și când eram copil, acasă, până să percep bine viața, se vorbea foarte mult despre meșterul Manole și despre mănăstirea Curtea de Argeș și legenda acestei mănăstiri, aici unde se află, dacă vreți, mitul jertfei, tot ceea ce este frumos cere jertfă. Chiar la mine în sat se spunea când s-a ridicat una dintre biserici, s-au luat măsura preotului și preotesei, care aveau peste 80 de ani, și s-a pus la temelia bisericii, pentru că exista credința că nu se va înălța acel lăcaș și este unul foarte frumos. S-a și spus că este cea mai frumoasă biserică până la Costești, Argeș, pe o rază de 30 de kilometri. Nu vă spun că Argeșul are o cultură extraordinară și această baladă eu o port în suflet de ani de zile și mereu mă gândeam la Ana, care se ruga acolo în zid, care plângea. Și totuși, pentru artă, soțul ei a zidit-o în nemurire. Ana n-ar mai fi fost Ana și meșterul Manole fără jertfă. Cred că și eu sunt un meșter Manole sau o Ană a cântecului popular românesc,
Poate voi rămâne zidită în sufletele dumneavoastră care mi-apreciați cântecele. Vă mulțumesc! Polina Gheorghe! Cu tovară 10, 9 meșteri mari, calfe și zidari. Cu manole 10, care-i și întrece, cu manole 10, care-i și întrece. Pântre munți treceau și se sfătuiau ca să îngăsească în țara românească loc de monastire și de pomenire, să nu fie în lume loc de închinăciune. Ei mă remergea și tot întreba de un zid părăsit și neisprăvit, câinii când îl văd la el să răpăd și latra pustiu și urla morțiu. Zidul mi-l găsau și-l înconjorau. Ziua ce-mi zidea, noaptea să surpala. Ziua ce-mi zidea, noaptea să surpa. Iar manole sta și nu mai lucra și mi se culca și un vis visa și apoi cuvânta 9 meșteri mari, calfe și zidari. Știți ce-am auzit când am adormit? Eu când m-am culcat mare și-am visat că orice om lucra noaptea s-o surpa, până n-om zidi a întâi soțioară, a întâi surioară, care s-o invi mâine-n zor de zi, aducând bucate la soț și la frate, cu toți să jurăm și să ne legăm, taina s-o păstrăm. Ei mă revorbeau și să sfătuiau și acasă plecam, și acasă plecam. Ai nouă zidari, nouă meșteri mari, acasă mergeau, legăm în călcau, legăm în călcau. Doar bietul Manole, meșterul Manole, credința-și ținea, Anei poruncea să aducă mâncare luni la prânzul mare. Juncul ăla gras ce-l aveau pe acasă, de cinci al pierdut, de nimeni găsit. Ana ce-mi făcea, luni mi se sfula, pruncul mi-l scălda și mi-l înfășa, în brațe mi-l lua și pe drum pleca. Juncul mi-l căta, mare și-l găsa, trei sate la vale, păștea iarba mare, floare lângă floare. Ana ce-mi făcea, măcelarii punea, juncul mi-l tăia și la drum pleca. Manole-o vedea, inima-i sărea, în genunchi cădea și plângând zicea: da, Doamne, vă lume, o ploaie cu spume, suflă, Doamne, vânt, suflă pe pământ, munții să răstoarne, mândrea să mi-o întoarne. Da, n-a mergea, tălbii sângera, nimic
mai tare venea și când ajungea, și când ajungea, Manole mi-o lua și cu ea glumea, în zid mi-o punea și în zid mi-o zidea, ea mă regrăia. Zidul rău mă strânge, copilașul-mi plânge, copilașul-mi plânge. Manole, Manole, meștere Manole, ție nu-ți milă, că sunt o copilă, că sunt o copilă. Roagă-te să-mi lași pentru copilaș loc leagănului, capul zidului, capul zidului. Vântul când o bate, leagănul o bate, iarna când o ninge, pruncul mi-l o unge. Și când o ploua, pruncul o scălda, lui, 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 lui. Manole auzea și mi se pierdea, ochii să-mi velea, lumea să-ntorcea, norii să-mi vârtea, norii să-mi vârtea. Și de pe grindiș, de pe acoperiș, bietul măr cădea. Și mi se făcea cu apă sărată de lacrimi udată, cu apă sărată de lacrimi udată. Vă mulțumesc pentru dragostea dumneavoastră. Am plâns când am cântat. Cred că și dumneavoastră ați simțit acest fior. Iată ce înseamnă zidirile mărețe care au reverberație în timp. Așa este și cu neam și cu ceea ce realizează un om în viață. Trebuie să zidim lucruri mărețe, chiar dacă uneori nu sunt luate în seamă. Mie îmi place să zidesc mănăstiri în cântecul românesc. Vă mulțumesc! Românii măi, frumos cântă cu-n tine, ca și inima din mine. Așa cânta și maica atunci când mă legăna, măi. Glasul ei frumos și blând mi l-a dăruit să cânt, măi. Vara când pelinul crește, inimioara mea doinește. Și pe vale și pe deal, pe largea și pe norman, măi. Ursâta când m-a ursit, cu cântec m-a dăruit, măi. Cântecul muntenilor l-a ales soții ori, măi. Inima ce bate-n
lumii cu plăcere, cu dulceața gurii mele. Cântă inima cu dori, părăzorul plin de flori, și păcale și pădial, părge și pe lor mă-n mă. Drag măi, zestre de la maica mea, să cânt frunza și iarba măi. Și m-a logodit cu lumea, ca și cucul cu pădurea, să cânt, Doamne, pădarându-l, când e plin de floare câmpul. Cântă, vai, inimă, cântă cu dor și dragoste multă, și păpa și pădial, părge și pe norman, măi. Cântă, fai inima, cântă cu dor și dragoste multă, și pădale și pădial, părge și pe norman, măi. Vă mulțumesc frumos, am și cântece consacrate numai Argeșului în repertoriu. Vă mulțumesc mult, nu vreau să vă mai rețin cu vorbe, pentru că se zice că în rai numai cântecul se aude. Să facem din această seară un rai de cântec! Vă mulțumesc! Vă iubesc din suflet, să știți că sunt de-a dumneavoastră! În minutele următoare mergem din Argeș în Gorj și îl invit pe scenă pe Ion Drăgan. Ion Drăgan...